Moarte suspectă într-o clinică privată din Târgoviște. O femeie bolnavă de cancer a murit chiar în timp ce făcea un computer tomograf, după ce personalul medical i-a dat să bea substanța de contrast care se folosește pentru astfel de investigație. Poliția a deschis o anchetă pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Sunt multe semne de întrebare. Se pare că femeia nu sufera de o formă gravă de cancer. Conform Observator News, doctorul curant al femeii spune că este posibil ca Nicoleta să fie unul dintre cei 14-15 pacienți la un milion care mor din cauza substanței de contrast. Femeia nu avea o formă gravă de cancer și descoperise că are boala în urmă cu 2 luni. Deja efectuase 2 tratamente cu citostatice, însă avea nevoie de investigații suplimentare. Chiar medicul oncolog o trimisese la respectiva clinică pentru a face un computer tomograf. Băiatul femeii spune că Nicoleta a venit la programare și a primit 6 pahare cu substanțe de contrast de la personalul medical. A intrat în cabinet și la scurt timp a început să se simtă rău. Băiatul acesteia a văzut-o la un moment dat cum stătea pe masa de control și tușea foarte tare. Cei de la clinică s-au speriat pentru că femeia se simțea din ce în ce mai rău, așa că au chemat ambulanța. Cei de la serviciul de ambulanță din Târgoviște au resuscitat-o mai bine de o oră, însă fără rezultat, așa că au fost nevoiți să constate decesul. A fost deschis o anchetă de moarte suspectă, urmând ca rezultatele autopsiei să stabilească cauza decesului, relatează Observator News.